și au luat atâta dorință de lucru ăsta că îi se părea ceva cum am luat noi ca într-o poveste, ca într-un bas. Dar era foarte înțeleaptă și își dădea seama că ceva este mai presus aici. S-a dus, s-a închis și s-a rugat. S-a rugat, zice, 3 zile și 3 nopți. Și a treia noapte a văzut-o pe Maica Domnului în lumină, cu Mântuitorul în brațe, care și el strălucea de lumină. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Vedeți că suniva la căldurică. Încerc să fac filmarea asta în chiliuță aici la mine, chiar pe patul meu aici. Locul meu aici, din cauza că afară plouă. Plouă de vreo 2 zile, de fapt e a treia zi astăzi. Putem spune binecuvântare mare, după mult timp fără de ploaie, că aici în Atos să-i firesc cu timpul verii să nu ploaie. Și a fost toată vara normal fără ploaie, cred că o singură ploaie cândva și după aceea iar o perioadă lungă până acum. Și uite că Maica Domnului ne-a dat un pic de ploaie, ploaie de toamnă, așa, ploaie liniștită, cum se spune. E o ploaie din asta zecătoare, adică care curge liniștit, ușor și intră în pământ. Deja a treia zi. Asta înseamnă că se alimentează din belșug pământul. Chiar am înțeles că și pe la Carei, unde au icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, s-au făcut procesiuni în zilele trecute ca să, pentru ploaie, că sunt anumite zone, mănăstiri, care chiar sunt mai, să spunem așa, dependente de apă, din cauza noi suntem mai sub baton. Și aici, indiferent că-i mai secetă, noi tot avem apă, dar sunt anumite mănăstiri care rămân chiar fără apă. Și atunci, pentru că se lungise oarecum neploaia, au făcut procesiuni. Și am înțeles că imediat cât s-a încheiat procesiunea, au și început ploaia. Adică Maica Domnului a avut grijă să fie, cum se spune, toate așa cum trebuie. Și vedeți că nu-i suficient că plouă. Ați văzut pe în lumea asta țări unde au fost inundații, adică este și ploaie din aia care rupi totul în cale când vin revărsări din nori. Ei, la noi ne-o da Maica Domnului ploaie liniștită. De asta înseamnă, adică ploaie cu belșug, am putea spune, care alimentează pământul. Că vedem că pământul are nevoie din apă, de apă, în afară ca să se alimenteze, să aibă izvoarele apă, să avem apa necesară ca să fie și roditor. Adică toate au fost făcute într-o rânduială de bunul Dumnezeu. Și de asta îi nevoie de rugăciuni tot timpul ca Dumnezeu să le dea toate așa cum trebuie. În firesc cu lucrurilor. Că vedem, uneori Dumnezeu mai îngădui și să fie în afara firescului datorită la toate decăderile noastre. Și ca să ne atenționeze că nu-i bine. Că odată cu noi atragem tot cursul ăsta a naturii, a lucrurile astea, să dau peste cap. Că dacă noi ca oameni o luăm, cum se zice, pe arătură, ieșim din firescul lucrurilor prin faptele noastre, atunci și natura o ia pe același firesc și se dă peste cap. De asta avem inundații sau alte lucruri, pentru că atragem prin ceea ce facem noi, dragilor. Ați înțeles? Da. Și slavă Domnului pentru toate. E frumos și când plouă și când nu plouă. Totdeauna e frumos. Dar toamna, parcă și între, așa să spunem, în firesc cu ei când plouă. În afară, când se îngălbenesc frunzele, își schimbă culorile, devin mii de culori, o frumusețe, intră și în starea aceea, așa, de ploaie, parcă se liniștesc toate, se spală, se curățe, să stai așa liniștit, să-ți
faci, cum se zice, să-ți continui mersul vieții, dar în mersul ăsta a ploii, așa, în liniște și pace. Bineînțeles că mai trebuie să dai drumul la căldură, că se răcește, deci toate au rânduiala lor, toate la timpul lor, da, dragilor, deci luna noiembrie, numită și ultima lună de toamnă, de asta e și mai rece, e cumva timpul ăsta de trecere de la ploaie la zăpadă, de multe ori zăpadă deja, că e trecerea din... De la frig la mai frig, am putea spune, începe iarna. Că normal, după aia decembriile, adică așa au fost dintotdeauna firescul lucrurilor să aibă zăpadă. Acum când s-o mai dereglat datorită nouă toate astea în lumea asta, e altceva. Da, și să rămânem la luna noiembrie, vedem acum ce avem, în afară de sărbătorile care au trecut, frumoase și Sfinți Arhanghel Mihail și Gabriel și Sfântul Ioan Gură de Aur și mai departe, avem intrarea în Biserica Maicii Domnului. Da, dragilor, intrarea în Biserica Maicii Domnului. Vedem biserica opusul ca sărbătoare mare. De ce? Vedem că Maica Domnului a fost făgăduită lui Dumnezeu. Când a cerut-o Sfinții Părinții Joachim și Ana să le dea un copil și-l vor dărui lui Dumnezeu. Și le-a dat-o după multe rugăciuni, lacrimi, plânsete pe Maica Domnului. Pentru că nașterea unui copil însemna binecuvântare, însemna cumva revărsarea dragostei lui Dumnezeu asupra omului. Și vă dați seama câtă bucurie pe ei când le-a dat-o pe Maica Domnului. Deja era înaintați în vârstă, adică era, am putea spune, la vârsta când nu mai puteau să aibă copii. Și totuși, la Dumnezeu toate sunt cu putință. De asta spun să avem încredere și credință în Dumnezeu totdeauna, că poate oricând să depășească rânduiala firii. Și le-a dat-o pe Maica Domnului. Câtă bucurie în familia lor! Și când a ajuns vârsta de 3 anișori, o dus-o la templu. O dus-o să o dăruiască Domnului, după cum a promis. Că așa era în legea veche, acolo la templu, era un loc unde erau aduse fecioarele, care erau dăruite Domnului, acolo să stea până la vârsta firească, de 15 ani, să spunem așa. Așa era rânduiala atunci. Și-o dusă și Maica Domnului acolo la templu, o copilă de 3 ani. Gândiți-vă acum, o copilă de 3 ani care dusă și lăsată acolo, fără părinți, în grija celor de la templu care se îngrijeau de ele, erau femeile mai în vârstă, erau la templu cum era preoții de acolo, se îngrijeau, erau într-o rânduială toate. Și ele până la vârsta de 15 ani învățau de toate. Învățau să lucreze, să tricoteze, să facă orice se putea face. Învățau școală, învățau tot ce se putea acolo în templu. Adică nu erau doar stăteau degeaba acolo, nu erau crescute cum trebuie până la 15 ani, când era vârsta să fie date, cum se zice, mai departe, să căsătorească, să-și urmeze calea vieții. Asta era firesc. Doar Maica Domnului ia să dori cu totul Domnului. Asta însemna pe toată viața, să nu se mai căsătorească. Ați înțeles? Și de asta spune, când a fost dusă la templu, o alergat pe treptele celea, o intrat în biserică și o alergat direct în Sfânta Sfintelor. Era Sfântul Proroc, zice, la timpul cea la Zaharia. Și-o dus acolo în Sfânta Sfintelor. Și ne spune foarte frumos, și parcă și Sfântul Grigorie Palama și mulți sfinți, că vinea Arhanghelul Gabriel și îi aducea mâncare din cer, hrană cerească. Vă dați seama, să vie Arhanghelul să-i aducă hrană cerească. De ce era pregătită, cum se zice, de atunci, prin viața ei,
stătea Sfânta Sfintelor, spune că intra arhiereu doar o dată pe an. Și ea avea intrarea liberă acolo când vroia. Era cumva povățuită de Arhanghelul Gabriel. Vă dați seama ce minune! Cum o rândui Maica Domnului? De asta eu de multe ori mă gândesc, dacă noi avem hramul bisericuței de la chilia noastră, intrarea în biserica Maicii Domnului, mereu mă gândesc de câte ori intru în biserică, zic, cum vine Maicuța Domnului și aleargă ea așa, o fetiță de 3 anișori și intră în bisericuța noastră. E hramul ei, a intrării în biserică și zic, și normal, și la noi vine și intră Maicuța Domnului. De asta încercăm permanent bisericuța noastră să fie păstrată, curată, frumoasă. Mereu mi-am dorit, de când am construit-o, mă rugam la Maica Domnului, să fie cea mai frumoasă, dacă se poate, din cadrul ăsta a schitului nostru, din toate chiliile astea. Pentru că, cumva așa, nu puteam accepta că să nu fie Bisericuța Maicii Domnului frumoasă, să fie cât mai frumoasă și o rânduie Maica Domnului, în așa fel, chiar să fie frumoasă, să fie așa plăcută, odihnitoare, cu pictură, așa cu sfinți, cum se spune, așa blânzi, plăcuți, să-ți fie drag să stai în biserică. Și o simțim lucrul ăsta întotdeauna, că dacă Maica Domnului rânduie să avem slujbele, Sfânta Liturghie în fiecare zi de atâția ani, se simte lucrul ăsta, darul Maicii Domnului, care se află în bisericuța noastră. De asta ne-i drag totdeauna când ne ducem la bisericuță acolo, să fim acolo, să ne bucurăm de harul care este acolo. Dar, dragilor, de asta să vă duceți și voi la biserică, cât de des puteți, să aveți și o biserică de suflet, unde să vi fie drag să vă duceți cât mai des, să stați, să vă rugați, să vorbiți cu Dumnezeu, să vorbiți cu Maica Domnului, că nu știți cât folos primim, pentru că viața e scurtă, vitem prin ce trece lumea asta, când sus, când jos, când războaie, când cutremuri, când inundații, nu știm cât mai avem. Și de asta să încercăm să ne pregătim. Vedem, atâția oameni pleacă peste noapte. Dintr-o dată, cazi jos, și te-ai dus. Tot ce ai adunat, nu contează mult sau puțin, că ai milioane, că ai nu știu ce, toate rămân, nu iei nimic cu tine. Ne ducem acolo cu ceea ce am făcut în viața asta, bun sau mai puțin bun. Dar nu numai că ne ducem cu ele după noi, dar răspundem după cum am lucrat. Dacă am lucrat cu sinceritate, dacă am lucrat pentru Dumnezeu, dacă scopul nostru a fost mântuirea, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, adică cealaltă să fie lucruri ajutătoare, să nu fie ele scopul vieții noastre. Pentru că tot ce e materie aici rămâne pe pământ. Și ne ducem cum am lucrat. Da, dragilor, să avem mare grijă că viața e scurtă și oricând putem pleca. Și o să nicăim, dar s-ar putea în zadar, dacă n-am fost atenți. Și cum am spus, o avem pe Maica Domnului ca mijlocitoare, că ea poate mult, foarte mult poate cu mijlocirile ei. Și mereu să-i cerem ajutorul, dar să nu uităm să-i și mulțumim în fiecare zi, că are grijă de noi, că mijlocește pentru noi, că se roagă pentru noi. Da, dragilor? Și după aceea vedem tot în luna asta, pe 25 noiembrie, iar o sfântă mare, Sfânta Mare Mucenicie Caterina. E una dintre cele mai mari mucenițe, se spune în viața ei, în afară că a fost fiică de împărat, spune că era cea mai înțeleaptă și cea mai frumoasă la timpul ei, o tânără de 18 ani. Vă dați seama, am mai vorbit de viața ei, sunt în alte filmări, dar întotdeauna mi-amintesc cu drag de ea. Și chiar când am mai scris, eu am mai scris și poezii, cândva am undeva și o broșură cu poezii, am făcut și viața ei în versuri, așa, nu mai știu, vreo 20 de strofe, în care am pus eu
în versuri așa viața Sfintei Mari Mucenice Ecaterina. O tânără care nu ținu cont de nimic, nici de cinstea care o avea, că era fiica fostului împărat, nici de bogăție, nici de slavă, nici de înțelepciune, nici de frumusețe, toate le-au pus, cum se spune, pe locul doi. Și l-au ales pe Hristos. Gândiți-vă ce frumos, o tânără la 18 ani. E frumoasă viața ei, s-o citiți sau s-o căutați unde am vorbit, s-o ascultați. Tânăra asta care o lăsa toate și nu numai atâta. Dar cum se spune, l-a iubit atât de mult pe Hristos, încât și Hristos i-a dăruit inelul de logodnă. Chiar spune că ea avea ea așa un lucru, că îi vineau oferte de la fii, de împărați, toți să căsătorească și au spus nu. Nu mă căsătoresc dacă nu mă întrece în trei lucruri. Să fie mai bun din neam decât mine, adică să fie din viță nobilă împărătească, să fie mai înțelept decât mine și mai frumos decât mine. Că zice, așa spuneți voi când trec în frumusețe pe toți. Și toți îi spuneau, și măi, mai de bun neam sunt, fii de împărați mari, care conduc lumea, cum se spune. Dar zice, mai înțelept și mai frumos ca tine n-are cum să fie, că nu este niciun tânăr sub soare. Și atunci spune, atunci nu vreau să mă căsătoresc, dacă nu-mi găsiți un tânăr așa. Și spune că mama ei era creștină nascuns, că Sfânta Ecaterina încă nu era creștină. O crescuse frumos tot, dar încă nu era botezată. Și atunci o luat-o mama ei și o dus-o la un puznic. Și o dus așa să ia cuvânt de învățătură. Și ea i-a spus cuvintele astea la puznic, uite ce-mi doresc eu. Și atunci puznic o zâmbit și a zis, știu eu un tânăr care te trece în toate lucrurile astea care le spui tu. Era prima dată când îi spunea cineva așa ceva, că este cu adevărat tânăr care îmi trece în toate. Și atunci un pic s-a schimbat la față, adică cum, chiar există așa ceva ce am pus eu condițiile astea? Zice, da, te trece cu mult mai mult. Și zice, cine-i tânărul ăsta de care spui așa ceva? Că te văd om bătrân, în vârstă, adică se vede că nu mă minți. Și atunci i-a dat o icoană cu Maica Domnului, cu Mântuitorul în brațe. Zice, uite, vezi aici chipul tânărului când era copil și ai maicii lui. Și dacă vrei într-adevăr să-l vezi, du-te acasă, închide în cămara ta și roagă-te. Roagă-te aici la mama lui ca să-ți arate pe fiul ei. Și sunt sigur că o să ți-l arate. Și au luat atâta dorință de lucru ăsta că îi se părea ceva cum am luat noi ca într-o poveste, ca într-un bas. Dar era foarte înțeleaptă și își dădea seama că ceva este mai presus aici. S-a dus, s-a închis și s-a rugat. S-a rugat, zice, trei zile și trei nopți. Și a treia noapte a văzut-o pe Maica Domnului în lumină, cu Mântuitorul în brațe, care și el strălucea de lumină. Dar nu privea pe Sfânta Ecaterina. Era cumva la peptul Maicii Domnului și când se ducea ea partea asta ca să-l privească, el întorcea capul și nu putea. Și atunci Maica Domnului zice, o fiesc fiul meu pe Ecaterina, cât e de frumoasă. Zice, nu-i frumoasă, e urâtă, dar nu vezi cât e înțeleaptă. Nu-i înțeleaptă, e mai proastă decât toți. Și atunci ea s-a simțit așa și își dorea mai mult să-l vadă. Și a zis, fiul meu, dar spune-i ce să facă ca să te vadă. Zice, să ducă la puznicul cealaltă și să-i spui el ce să facă, că atâta timp cât e nebotezată, e în întuneric cu ăsta, cum se zice, a idolatriei astea, nu poate să mă vadă. Și atunci, a doua zi, o fugi repede și o lua două slujnice și o fugi repede la puznic. Părinte, uite ce am văzut, te rog, învață-mă ce să fac ca să văd fața tânărului, că nu mi-a arătat, n-am putut să-i văd fața și-o ascuns fața de la mine. Și atunci părintele ușor, ușor a învățat-o taina creștinătății și-o botezat-o.
Și du-te acasă acum și te roagă și că sigur îl vei vedea pe tânăr. Și după botez s-a dus acasă, s-a pus din nou pe rugăciune și au văzut-o din nou pe Maica Domnului în slavă și pe Mântuitorul la fel, dar acum privea la ea cu drag. Și ieșea raze din lumină din chipul lui, era atât de frumos Mântuitorul, încât ea spune că cumva s-o îndrăgosti pe loc cu dragostea aia dumnezeiască. Și Maica Domnului l-a întrebat, ce fiul meu îți place de Ecaterina, îmi place tare mult. Zice, e frumoasă, e foarte frumoasă, e înțeleaptă, e cea mai înțeleaptă. Și atât de înțeleaptă și de frumoasă, încât vreau să mi-o fac mireasă. Iar Sfânta Ecaterina, când a auzit asta, zice, a căzut în genunchi și a spus, te rog, primește-mă măcar ca una din roabile tale. Adică nu-ți vrednică să fie o mireasă ta. Și atunci Maica Domnului i-a spus, fiul meu, dăruiește inelul de logodnă dacă o primești mireasă. Și atunci Mântuitorul i-a dat un inel, Sfânta Ecaterina i-l-a pus pe deget. Și i-a spus, de acum să nu mai primești al mirii pământesc, ești mireasa mea. Și vă dați seama câtă bucurie pe Sfânta Ecaterina când și-a revenit din vedenia asta, n-a mai văzut pe Maica Domnului și Mântuitorul, dar a văzut inelul pe degetul ei și a văzut că a fost totul adevărat. Și zicea, atâta dragoste avea de Mântuitorul că era permanent în rugăciuni, în har, și se ruga la Mântuitorul și la Maica Domnului. Și bineînțeles, după aia, a trăit o perioadă în rugăciune, până, cum se zice, când împărații păgâni, cum era cu toată nebunia atunci, au adus jertfii idolilor, așa, și atunci nu au mai putut, au ieșit public și i-au mustrat. Și de acolo începe toată viața ei, căutați-o, confruntarea ei cu toți înțelepții. Gândiți-vă, cei mai înțelepți a împărăției și o birui pe toți, la câtă înțelepciune avea ea, în afară de cea pământească, că știa atâtea limbi, citise toți ritorii, dar toți filozofii ăștia păgând, dar era înțelepciunea dumnezeiască, cât poate harul lui Dumnezeu. Și o birui pe toți, încât toți filozofii ăștia mari s-au închinat ei și au cerut să facă creștini. Și au fost aruncați în foc de împăratul. Adică nu au mai putut răbda de ciudă când au văzut că toți s-au plecat la picioarele ei. Și bineînțeles, după ce trece pe munte chinuri, ca să nu mă repet cu viața ei, când a venit timpul să-i taie capul, ea s-a rugat la Dumnezeu ca să nu rămâie trupul ei în mâinile păgânilor. Și spune, când i-a tăiat capul, nu curs sânge, o curs lapte din trupul ei, ca să arate puritatea, curăția ei întru toate. Iar trupul ei a fost luat de îngeri și dus pe muntele Sinai, în Egipt, în insula Sinai, ați înțeles? Acolo mult timp a fost pe muntele, cealaltă este muntele Sfântei Ecaterina, care după aceea au fost găsite moaștele acolo și mai târziu construită la poalele muntelui mănăstirea Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina. Poate ați fost acolo, am fost și eu, chiar am stat o săptămână odată cu mai mulți ani în urmă, foarte frumos acolo la mănăstirea Sfintei Ecaterina. Da? Vedeți cât a slăvit-o Dumnezeu în momentul în care s-a lepădat de toate lucrurile astea omenești, lumești și l-a iubit pe Dumnezeu, s-a încredințat cu totul lui, nu m-a interesat nimic. Nici viața ei, nici nimic, o chinuit-o, ce-o făcut, nu, s-o dăruit lui Dumnezeu. Și o avem acum una dintre cele mai mari mucenițe, Sfânta Mare Mucenițe Ecaterina. Vedeți ce sfinți minunați avem, îi avem în calendar, îi avem în cer mijlocitori. Doar să ne rugăm la ei, să ne facem prieteni, ați înțeles, dragilor? Iar când e ziua lor, să ne ducem la bisericile unde se prăznuiesc. E ca și cum ne-am duce la ziua onomastică a cuiva. Adică poți să-i trimiți așa o scrisoare sau un telefon de la distanță, dar altfel când te duci prezent acolo, să-ți saluți tu prietenul, să-l îmbrățișezi, să-i spui la mulți ani. La fel așa și cu sfinți. Altfel când te duci, faci un pic de osteneală la o biserică închinată Sfântului, te duci, te rogi acolo, aprinzi o lumânare, îi mulțumești Sfântului pentru ajutor, îl saluți, îi spui că ai venit
să-i spui și tu acolo un salut de ziua lui. Ați înțeles, dragilor? Să facem și noi așa. Când i-a dat Dumnezeu atâția sfinți minunați la care să le cerem ajutorul. Pentru că avem nevoie. Nu ei au nevoie de noi. Noi avem nevoie de ei. Noi avem nevoie de sfinți, de Maica Domnului, de Dumnezeu. Că noi suntem aici, în, cum să spunem, în valea asta a plângerii. Ne luptăm pe valurile vieții și mereu avem nevoie de ajutor, de o mână întinsă de care să ne sprijinim. Și de asta să avem grijă să cerem ajutorul ca să găsim acea mână întinsă. Pentru că viața este cum este. Dar când ne lăsăm cu totul în voia lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, indiferent prin ce greutăți am trece, devine mult mai ușoară, să știți. De asta, să avem grijă, dragilor. Da? Așa, în câteva cuvinte am vrut să vă spun lucrurile astea, nici eu nu mă lungesc prea mult, că și eu am avut câteva zile mai, așa, frumoase, eu nu zic grele, că mai avut cu coloana, așa, m-a durut mai tare, vreo 3 zile, n-am mai putut merge, am putea spune așa, doar tăriam un picior după mine, că aveam dureri mari. Îi firescul lucrurilor, după ani de zile, așa, muncă și toate adunate în timp, e normal să ne mai doar una alta. Dar știi, Maica Domnului, că toate sunt de folos. Și de asta, deci, na, încerc și eu cât pot să vă mai spun ceva. Când nu mai putea, vedeți că nu vă mai spun, înseamnă că cam atât au fost, să zicem. Pentru că oameni suntem și noi, avem o limită, cât putem duce. Pentru că și așa, anul ăsta am avut un an plin, cât am putut am fost, bine am fost invitat, bine am fost invitat în multe locuri, dar așa în câteva locuri am încercat. Și de asta, adică simt și eu trupul că mai cedează, mai așa, și atunci lăs și eu la mila Maicii Domnului. Cât mai îngădui să mai poate, mai spunem, cât nu, e bine așa. Cum se spune, tragem pe dreapta și mai lăsăm lucrurile de la sine așa. Pentru că nu suntem noi nimic. Nu suntem noi centrul pământului, cum se spune, că dacă să ne punem în cap, că dacă nu fac eu, gata să pierde nu știu ce. Nu, Dumnezeu are oameni peste tot. Poți să ridici, cum se spune, acolo și din pietri oameni care să-și facă treaba în lumea asta, să fie folositori pentru oameni și pentru toți cei din jur. De asta și eu, adică nu mă gândesc că gata, dacă nu mai pot eu, nu știu ce să pierde. Nu o să pierde nimic. Dumnezeu mereu are oameni peste tot. Dar eu, adică s-o cot așa, cât mi s-o îngăduit, atâta fac. Cât pot, înseamnă că atâta e de folos. Că toți avem limita noastră și toate sunt într-o rânduială de la Dumnezeu. Da, dragilor? Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne ajute Maica Domnului și toți Sfinții. Doamne ajută!